Reabilitarea va începe în data de 20 martie și se preconizează că va dura 3 luni. Secția de chirurgie va fi modernizată și va fi dotată cu încă 90 de paturi pe lângă cele 75 deja existente. Proiectul de reabilitare va cuprinde atât blocul operator care va fi modernizat după standardele europene, saloanele cu mobilier și alte 90 de paturi noi. În acest sens, le transmitem constanțenilor că în următoarele 2-3 luni vom opera cu prioritate cazurile de urgență, ceilalți pacienți fiind trecuți pe liste de așteptare, a declarat directorul medical al Spitalului Județean Constanța, dr. Cătălin Grasa. Medicii chirurgi susțin că reabilitarea și modernizarea secției va aduce un plus de calitate serviciilor medicale, iar acest lucru va fi resimțit în primul rând de către pacienți.